A fost a treia seară de proteste în toată țara, în multe orașe. Violența a fost cuvântul de ordine. Mulți dintre manifestanți fie au agresat forțele de ordine, fie s-au îmbrâncit între ei. Vă avertizez că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Uitați-i! Aceste imagini au fost filmate în timpul protestului de la Brăila. Pe imagini se vede cum un tânăr în vârstă de 16 ani cade la pământ în urma loviturilor primite de la un jandarm. Dați distribuie, uitați cum se face abuzul. A venit o singură persoană, este vorba de un minor de 16 ani, a dus dimineața în jurul orei 5 cu salvarea, acuza dureri abdominale și de spate. Văzut de medicul chirurg de chirurgie infantilă, nu a considerat că este o urgență. S-a făcut recomandare de tratament și aștepta dimineața să vină mama să-l ia acasă. Tânărul care filma a fost și el luat pe sus de forțele de ordine. Stați ca să vină cineva din familie. Sunt minore. Deci nu știu că au fost la doua oră. Te-a bătut pe toți. Și aici, pierd! Frate, i-a scos dinții. Și pe ăsta. 19 oameni au ajuns la poliție. Un grup de protestatari violenți a traversat în fugă intersecția Căii Călărașilor cu Bulevardul Dorobanților și s-au urcat în două taxiuri. Taxiurile au fost blocate de efective ale poliției și un echipaj al jandarmeriei. Deși manifestanții violenți au fost somați să coboare din taxiuri, aceștia nu s-au supus somațiilor, însă pentru aceasta și-a fost nevoie de extragerea acestora. Din momentul extragerii și până în momentul conducerii la sediu a acestor persoane, niciun protestatar nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. O macetă și alte arme albe au fost confiscate de polițiști și jandarmi de la Gălățenii care se pregăteau de protest. La Constanța, protestatarii s-au îmbrâncit între ei. Un alt incident a avut loc chiar sub ochii forțelor de ordine. Locatarii unui bloc au aruncat cu ouă în protestatari. Protestul în stradă a durat mai bine de 6 ore. Protestatarii au ieșit din nou în stradă și în capitală. Spre deosebire de zilele trecute, manifestația din București nu a mai fost marcată de violențe. Sunt 5-600 de oameni în momentul acesta în stradă, au plecat de la Palatul Cotroceni. Acolo au stat aproape o jumătate de oră, 45 de minute și vor merge înapoi către centrul capitalei. Cel puțin așa au declarat până acum. De altfel, din centrul capitalei, de la Palatul Victoria, au venit în marș până aici. Nu se poate să fim tratați așa. Totuși trăim într-o țară în care drepturile și libertățile cetățenilor să fie respectate. Protestatarii amenință însă că și astăzi se vor întoarce în stradă.